și pensiunile europene pe care deție, pe care România a ținut-o pentru primele 6 luni acestui an, am avut proiecte importante în ceea ce privește securitatea cibernetică, am progresat cu ele, pe unele le-am și finalizat, să nu uităm și faptul că România este singura țară din Uniunea Europeană și din lume, cred că a doua după Israel, care a lansat în mai un număr scurt, un hotline 111, unde persoane fizice sau juridice pot suna 24 de ore din 24, 7 din 7 pentru a semnala incidente de securitate cibernetică. Deci clar că facem pași importanti pentru a fi relevanți regional și îmi doresc eu și european în ceea ce privește securitatea cibernetică. Nu vă mai spun că avem un bazin, după cum se vede și astăzi aici, un bazin de talente absolut fantastic, oameni care iubesc securitatea cibernetică și tot ce ține de acest domeniu într-o creștere și într-o dinamică absolut fantastică și oarecum a venit natural și la recunoaștere acestor copii și a talentului pe care îl au pentru coding, computing și securitate cibernetică. Și important e să lăsăm niște amintiri vii, importante, numite a tuturor celor care astăzi ne vizitează și să plece cu ideea că securitatea cibernetică înseamnă foarte mult în România și în România înseamnă foarte mult în Europa din acest punct de vedere.